Bună ziua, elevi! Bine v-am regăsit la lecție de matematică! Așa, astăzi avem o temă nouă și trecem la tema adunarea și scăderea. Pe tablă avem câteva calcule, 3 calcule cu adunarea și o să treacă la tablă să ne le rezolve. Haideți să vedem și în catalog, așa. O să treacă... Andrieș, poftim, treci la tablă! Ce trebuie să fac? Așa, trebuie să iei creta, iată creta acolo jos și să rezolvi exercițiile date. Primul exercițiu este 2 plus 2. Cât este 2 plus 2? Scrie, gândește-te și scrie rezultatul. Cât e 2 plus 2? Aha! Ia să vedem, știi? Corect! 4, bravo, bravo, Andreea! Știi cât este 2 plus 2? Foarte bravo! Următorul exercițiu este 5 plus 3. Hai, poftim, rezolvă! Cât e 5 plus 3? Ah, știu! Ia să vedem, știi? Cât ai scris? 8. Bravo, corect! 5 plus 3 este 8. Și ultimul exercițiu, avem 4 plus 5. Cât e plus 4 plus 5? Gândește-te bine! Ia să vedem, știi? Vai, Andrie, păi hai că nu este atât de greu, gândește-te bine! Bravo, super, într-adevăr este 9, ia să vedem, ai scris tot corect? 4, 8, 9, da, bravo, toate 3 exerciții sunt corecte, 3 și-a loc pe astăzi ai 10! Așa, Andrie, 10, așa, 3 exerciții corecte, Andrie, și întorci-te puțin înapoi. Așa, puțin. Mai am încă o întrebare pentru tine. Îți voi da încă un exercițiu ca să mă asigur că într-adevăr știi bine, ca să pot să spun un 10 cu siguranță. Așa, cât o să fie? 7 plus 3. Ia să-mi zici tu mie, cât o să fie? 7 plus 3. 10. Oh, într-adevăr, 10 o să fie. Eu credeam că nu o să răspunzi. Bravo, Andrieș, hai că m-ai uimit. 4. 4 exerciții, super, bine, îți spun totuși 10, hai că meriți, bravo, poți să treci la loc. Așa, pe astăzi ai 10, bravo. Ura, eu am primit 10 la matematică, mama, aș fi fericită tare.